Liniștea micului sat de pescari de la granița cu Bulgaria a fost întreruptă brusc zilele acestea de proprietarii pensiunilor și restaurantelor din Vama Veche. Aceștia se pregătesc să primească primii turiști de anul acesta în vacanța de 1 mai, iar aceștia nu se anunță deloc puțin. În această pensiune, spre exemplu, toate camerele au fost rezervate încă din luna ianuarie. Stadiul pregătirilor este gata în proporții de 95%. Nu mai avem decât de amenajat piscina, de curățat și suntem gata. Primii oaspeți avem începând de joi, săptămâna aceasta. Prețul pentru un pachet de 3 nopți este de 1600 de lei, cu mic dejun inclus. Că foarte multă lume a rezervat deja din ianuarie, absolut tot ce aveam noi disponibil. Au crescut utilități, prețuri, absolut toate prețurile pe care noi le punem în componența prețului final, au crescut cam cu 20%. Camere mai există însă la localnici și pot fi închiriate cu 100-150 de lei pe noapte, iar loc se mai găsește și în campinguri, unde puteți campa cortul de acasă sau puteți închiria un cort, dar și saltele și saci de dormit. Ce găsim în vamă? Atmosfera de vamă. Astăzi nu prea este, se pare că lumea deja a plecat acasă. E un pic trist, mă așteptam să fie un pic mai multă atmosferă, mai multă lume, dar... Meteorologii au și ei vești bune. 1 mai vine cu soare și temperaturi bune, care vor depăși pe alocuri 20 de grade Celsius. De 1 mai avem deschise pe litoral în jur de 100 de metri de cazare, deci noi suntem pregătiți să primim cam vremurile bune, cam 2019, în jur de 25-30.000 de turiști. Petrecerile în Vama Veche nu vor aștepta însă ziua de 1 mai, ci vor începe chiar de mâine în Vama, unde sunt așteptați până la final de săptămână 10.000 de turiști.